scoatem o dată pentru totdeauna adevărul la suprafață cu ce s-a întâmplat de la accident și până în momentul de față. Deci vorbim de 2009 până în 2014. Ia uite, da? E 5 ani, nu? Episodul cu ce s-a întâmplat cu accidentul și cu toate astea, îl știm. Vreau să vă pun doar alte întrebări. În primul rând, vă dau telefonul ăsta dacă îl cunoașteți pe domnul ăsta din poză. E prima dată care îl văd în viața mea. Ei, vreau să vă spun că acest om se numește Tașcănelu și este avocatul care se spune că vă reprezintă pe dumneavoastră. Dar cine l-a? Dumneavoastră ați angajat vreodată pe acest om? Niciodată. Sau și un avocat? Nu v-a cerut nimeni. Nu v-a cerut. Știați că acest domn a cerut în numele dumneavoastră 20.000 de euro? Acum când domnul îmi pune mie întrebări, auzi treaba asta, dar nici da. Nu știu pentru ce. Bun. În afară de domnul prim procuror Jalbă, care... Ce v-a spus domnul prim procuror Jalbă când v-ați dus să... Eu când m-am dus acolo, i-am zis domnul procuror și acum cum mi-a zis dosarul. Mi-a dus dosarul mea da. Și i-am zis așa, domnul procuror, și acum cum rămâne domnul? Domnul mi-a răspuns, cantren. Cantren. Mai știe cineva de cazul ăsta în afară de domnul prim procuror Jalbă? Care? Cazul cu ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Toată poliția. Toată poliția. De la A la Z. Și poliție care, cum concret dumneavoastră ați dat vreo declarație la poliție? Am dat o declarație. Ați scris dumneavoastră cu numele... Nu. Păi nu, aia nu se cheamă declarație. Deci ce ați scris dumneavoastră? Atât semnătură? Trăia sau... pe timpul ăla. Da. Rec, eu știu, prânsul ăsta. Da. A venit la poliție. Am venit și eu, anchetator Nițu, avocat Jal, ăsta, scutar. Avocatul cui? Avocatul, eu știu, ca să ne, când ne-am luat nou interrogatorul ăla acolo. Păi da, dar dumneavoastră era, dacă, era avocat din oficiu, să din oficiu, așa. Am înțeles, am înțeles. Bun, și în momentul în care v-a citit ce au scris ei pe hârtie acolo sau nu v-au citit? Dumneavoastră sunteți capabil să scrieți și să citiți, nu? Nu mi-a citit nimic decât discale și mi-a zis, ai auzit toate problemele care le-am pus și lui și am pus. Da, asta e scris aici. Și dumneavoastră n-ați avut îndrăzneala să citiți totuși, să vedeți? N-am avut, domnul. Nu, el mi-a spus atâta. Știi carte, nu? Vrei să citești? Am spus eu. Nu, că am înțeles. Dacă dumneavoastră spune că totul ce m-ați întrebat pe el și pe mine, da. Asta e. Okay. Da. Și ați semnat. Am semnat. Am înțeles. Da. După aia, după semnătura dumneavoastră, nu v-a mai chemat nimeni niciun timp. Nimeni. Dar între timp, acest domn Tașcănelu este avocat care spune că vă reprezintă pe dumneavoastră. Da? Este din București. Și a cerut 20.000 de euro în numele dumneavoastră, în numele, vă reprezintă pe dumneavoastră. Firmii respective. Da. Dumneavoastră aveați un medic de familie înainte de accident? Domnul, ce să vă spun eu, de medic de familie, nici nu știu, nici în momentul de față nu știu ce medic. Ați avut o situație dificilă în viață și am înțeles, nu. Am înțeles. Hai. Deci cine este medicul de familie, n-are rost să vă mai întreb, că poate o fi cineva, că din oficiu să mai, electronic să mai scriu. După câte am auzit, eu e doamna Cristea. Cristea, care stătea pe zona unde locuia, în satul nou, unde locuiați la voastră. Da, unde e adresa. E posibil. Ați fost luată la medic, adică să vă ia în evidență doamna asta Cristea? Nu, nu niciodată. Ce părere aveți despre acest Tașcă, acest domn avocat? Doamna, părerea dumneavoastră. Părerea mea care nici nu-l cunosc, nici n-am vorbit cu el și nici nu știu cu banii ăștia care-i treaba. O să aflăm, cu banii o să aflăm. Important da. E că acest domn Tașcă susține că dumneavoastră ați dat acceptul să vă reprezint. Dar nici nu-l cunosc și nici n-am vorbit cu mine niciodată. Deci singurii care ați vorbit dumneavoastră au fost organele de poliție care nu și-au făcut datoria organele. Și v-au dus în eroare. Spunând... Procurorul da. Jalbă și atâta. Am înțeles. Cam asta-i. Asta. Da, ai oprit, da?